Doamnelor, domnilor, avem imaginile momentului cu Ludovic Orban, care, vă spuneam, a fost prins în mijlocul manifestanților, declara în urmă cu doar câteva clipe că a fost scuipat, a fost lovit cu picioarele, înjurat în momentul în care a încercat să ajungă la Parlament. Haideți să vedem secvențele respective și revenim. Vreau să fac este retragerea de pe ordinea de zi a PLX 143. Vă solicităm lucrul ăsta pentru că astăzi ați întâlnit comisiile de industrie, de agricultură și juridică, fără să anunțați nimeni. Unele comisii au fost întâlnite pentru ora 9, în condițiile în care anunțul s-a dat la 9:30. Știți lucrul ăsta? Pot participa doar deputații și membrii comisiilor la dezbatere, dar pe aceste două legi nu ați făcut dezbatere în plen. De aceea vă solicităm. Vreau să fac este retragerea de pe ordinea de zi a PLX 143. Vă solicităm lucrul ăsta pentru că astăzi ați întâlnit comisiile de industrie, de agricultură. Flancat de jandar, fostul premier Ludovic Orban în încercarea de a ajunge în clădirea Palatului Parlamentului. Imagini surprinse în urmă cu foarte puțin timp. Ionuț Stroie, purtător de cuvânt al PNL, în legătură telefonică directă. Domnule Stroie, bună dimineața, mulțumesc! Mulțumesc pentru posibilitate. Cum comentați imaginile acestea? Spunea Ludovic Orban că va cere firmările de la jandarmerie pentru că nu e normal ca lucrurile să rămână așa. Am fost scuipat, lovit cu piciorul, înjurat, lovit cu bățul de la steag și când a povestit despre loviturile acelea cu piciorul, spuneau că au fost date astfel încât imaginile să nu fie surprinse de camerele de luat vederi. Este o situație inadmisibilă și deosebit de gravă. Dar ce este cel mai grav este că nu este o situație singulară. De când acest partid a intrat în Parlament, am asistat la un lung șir de violențe și incidentele de astăzi confirmă ceea ce noi liberalii am spus în repetate rânduri. Avem de a face cu un partid extremist, cu un partid toxic, cu preocupări, după cum vedeți, foarte periculoase. Violențele de azi de la Parlament, îmbrâncerile cu jandarmii și tot ceea ce au încercat astăzi să facă, sunt lucruri care se repetă. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că, vedeți bine, avem în rândul parlamentarilor AUR oameni condamnați sau reclamați la poliție pentru violență domestică. Avem oameni care au înjurat și îndrâncit miniștrii și parlamentari. Avem oameni care de nenumărate ori pe horurile Parlamentului au amenințat, au îmbrâncit, au recurs la violențe fizice. Acesta nu este un proces democratic. Dezbaterea parlamentară sau interesele lor legate de un proiect sau altul nu se exprimă în felul acesta. Avem de-a face cu un partid, atenție, care face apologia unor criminali de război condamnați, care promovează o retorică a Kremlinului, a Rusiei. Avem de-a face cu un partid care minimizează Holocaustul. Este, credeți-mă, și asupra României, în fază incipientă, bineînțeles, acest pericol al extremismului. Și am avertizat noi, liberalii, de foarte multe ori că fiecare acțiune a acestui partid AUR ne confirmă pe zi ce trece că este un partid cu un potențial negativ uriaș. Bun, dar de fiecare dată când s-au întâmplat lucruri care v-au deranjat sau care au deranjat în general, pentru că am tot asistat la tot felul de secvențe în plenul Palatului Parlamentului, în diferite instituții de stat, a făcut cineva ceva, a încercat să oprească lucrurile astea despre care vorbiți și iată până unde pot ajunge în momentul acesta, domnule Stroie? Pentru că și în momentul de față, de exemplu, spune jandarmeria, protestul nu e unul autorizat. În continuare sunt oameni acolo în stradă, jandarmii flanchează intrarea în curtea Palatului Parlamentului, protestul continuă, deși, repet, au ieșit și au spus că nu este unul autorizat. Din păcate, asemenea derapaje au fost taxate doar la nivel declarativ și verbal. Dar atenție, eu consider că sunt greșeli când s-a trecut așa într-un mod foarte relaxat peste aceste comportamente, pentru că ele pot degenera, ele pot să, din aceste incidente pot rezulta victime, dar mai mult decât atât, exemplu oferit societății, evident că poate fi comutat ca și comportament și multiplicat. Există o lege, ea trebuie aplicată. Asta vreau să spun. Pentru toți cei care produc violențe, escaladează gardurile parlamentului. Păi să se aplice, despre asta e vorba. Să se aplice. Asta este.
Rămâneți cu mine. Rămâneți o secundă cu mine și Bogdan Chirac ni se alătură acestei discuții. Domnule Chirac, bună dimineața, mulțumesc. Aș vrea să vă întreb cum comentați imaginile și totodată ce e cel mai grav din ceea ce noi vedem în momentul acesta că se întâmplă în Parlament, în fața Parlamentului, pe holurile Parlamentului. Doamne, orice om cu scaun la cap nu poate fi de acord cu asta, de fapt. Și în fața Parlamentului, cu folosirea violenței, deci nu demonstrația în sine. Demonstrația este legală și democratică, chiar atunci când nu e autorizată, că e contravenție să faci demonstrație neautorizată, nu e infracțiune. În față, la Casa Albă, sunt tot timpul demonstrații. Grav este demonstrația când devine violentă. Aici autoritățile statului sunt neputincioase. În interiorul Parlamentului, același lucru. A fost un mod de a face politică faimos în 2016, știți foarte bine, când a intrat USR în Parlament. Lumea a aplaudat, uite ce le face, sunt mici, atunci erau mici cei de la USR, 8%, dar uite cum îi filmează în sala de plen, la toaletă, pe unde îi prindeau, îi înjurau, să certau cu ei, să nu știu ce. Acest mod de a face politică este astăzi îmbrățișat de aur. Și violența în stradă, nu? Să ne aducem aminte ce a fost la 10 august, și violența în interiorul Parlamentului. În rest, ce spune domnul Ionu Struie? Perfect adevărat, n-ai ce să adaugi aici. Un partid care neagă Holocaustul nu are ce căuta în lumea de astăzi, în lumea civilizată. Așa. Dar autoritățile statului, păi ce să facă autoritățile statului? I-ați văzut intervenind cu succes pe undeva? Eu n-am văzut așa ceva, să știți. În plus, acest tip de demonstrație, acest tip de manifestație, condamnat de cei cu scaun la cap, este probabil admirat de o parte importantă a societății românești. Să nu credeți că după astfel de acțiune aurul o să scadă în sondaje. Nu! Va reveni din nou în prim